Salut! Astăzi vă voi prezenta fish counter-ul și stopwatch-ul de la Federland. Are un cost undeva la 44 de euro plus livrarea, ajunge undeva la 55 de euro. Vine echipat cu două counter-uri pe care puteți să le schimbați destul de ușor, au două siguranțe care le scoatem și putem să înlocuim cu unul nou dacă s-a stricat sau cu unul digital. Țară siguranță sus, una jos. După care scoatem și putem să punem unul nou dacă s-a stricat. Are aici un pin. Punem siguranțele înapoi. Marea întrebare a pescarilor este cum schimbăm bateria. El așa vine, aprins, nu are buton on-off, ceea ce o să descarce bateria foarte repede. Vine însoțit cu două talere, depinde pe diferite diametre, depinde cât aveți piciorul la platformă. Eu am comandat unul de 25. Cum schimbăm bateria? Scoatem siguranța de deasupra. Dăm la o parte folia, ușor să nu înțepăm. Pe spate are un căpățel. Bateria iese foarte ușor, trebuie să apăsăm pe o margine a ei. Este modelul LR44. Legăm înapoi, a și pornit. Punem căpăcelul la loc. Punem folia înapoi. Siguranța. Și cam asta este. Sper că a fost de folos și nu uitați să dați like.